Bine ai venit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre completiva directă, în special aplicații. Materialul pe care îl vei urmări în continuare are în vedere completiva directă. Ne vom aduce aminte despre această propoziție subordonată. Ne vom aduce aminte de termenii regenți ai completivei directe. Vom exemplifica, vom menționa sursele care te vor ajuta în recapitularea acestei subordonate. Vom construi împreună o frază care are completivă directă. Ce este completiva directă? Bineînțeles, realizarea propozițională a unui complement direct. Așa cum am discutat în materialele anterioare, da? Ea este o realizare propozițională a unui complement direct. Dacă în primul caz am complementul direct cuvintele, în cel de-al doilea caz, acesta a fost expansionat în ceea ce ai spus. Ce nu înțelege? Cuvintele. Ce nu înțelege? Ceea ce ai spus. Așadar, ne aducem aminte de faptul că răspunde la întrebările pe cine și ce. Îți recomand să revii asupra materialelor teoretice dacă simți că ai nevoie. Regenții completivei directe pot să fie un verb sau locuțiune verbală, o interjecție. Iată și exemplele din materialul despre completiva directă. Faptul că am regentul, verbul sau locuțiunea verbală și interjecția. Sursele suplimentare pentru recapitularea completivei directe le poți găsi pe site-ul www.educred.ro, pe canalul de YouTube Educred Gimnaziu și pe acest canal de YouTube vei găsi materialul intitulat Completiva Directă, care te va ajuta cu recapitularea acestei realizări propoziționale. Cum construiesc o frază? În primul rând, să știi că trebuie să pornești de la un context, adică să ai o idee de la care pleci, să știi, să ai o legătură cu o cerință dată. De exemplu, iată un exercițiu din modelul de evaluare națională pentru absolvenții clasei a 8-a. De exemplu, scrie opinia ta despre carte sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o propoziție subordonată completivă directă. Care sunt pașii? Pasul întâi este să reții despre ce trebuie să scrii, să fii atent la subiectul frazei tale pe care o vei alcătui. Să stabilești în primul rând termenul regent al completivei directe și aici este foarte important să-ți aduci aminte care sunt termenii regenți și cum identifici o completivă directă sau întrebările la care răspunde aceasta. Să construiești o propoziție care include regentul ales de tine, să construiești ulterior subordonata și pasul 5, să verifici fraza. Și să trecem la treabă. Ne amintim contextul, opinia despre o carte. Pasul 1, ideea. Da? Ce spuneam la idee? Păi trebuie să-mi dau seama despre ce am nevoie să rețin, ce mi se cere să fac. Îmi spune să-mi scriu opinie, da? Despre o carte. Da? Asta este aspectul la care eu trebuie să fiu atent sau atentă. Și să am o frază, foarte important acest lucru, care este alcătuită dintr-o propoziție principală și o propoziție subordonată completivă direct. Ceea ce înseamnă că ar fi, este bine să am două propoziții, o frază din două propoziții. Așadar, atenție, ideea. Da? Deci, o și notăm aici, care este ideea? Păi, opinia despre o carte.
Mergem mai departe, pasul 2, regentul. Da? Ce știu, care este regentul? Păi știu că regentul este, trebuie să fie un verb, da? Sau o locuțiune verbală. Atenție și la verbele care cer completiva directă, da? Reverificăm și urmărim încă o dată noțiunile de teorie. Propoziția. Mi se spune să construiesc o propoziție cu regentul acesta. Și, să știi, cea mai simplă propoziție în cazul în care regentul este un verb sau o locuțiune verbală este următorul. Mai ales că trebuie să-mi exprim opinia, pot să folosesc o exprimare de genul eu consider, da? Sau eu cred. Da? Am alcătuit propoziția cu regentul acesta, am stabilit că îmi consider că este potrivit verbul a considera sau verbul a crede. Da? Nu te complica în a face o propoziție principală foarte complicată. Este important să rețină, să ai acolo regentul. Apoi, construiește subordonata. Pornim de la propoziția regentă. Eu consider. Bun. Ce fac în continuare? Cum construiesc subordonata? Păi știu așa că eu trebuie să am un element introductiv. Neapărat recapitulăm și elementele introductive, conjuncții, subordonatoare, îmi cer scuze, sau alte cuvinte cu rol de conjuncție. Voi adăuga, eu consider că, da? Am adăugat conjuncția, da? Și voi continua cu o propoziție subordonată completivă directă, da? Despre, trebuie să-mi exprim opinia despre o carte, da? Să nu uit că în această propoziție e important să am și eu să am la rândul meu un predicat. Da? Eu consider că romanul, să zicem, Inocenții, da? Mi-am ales cartea despre care vreau să vorbesc, de Ioana Pârvulescu. Am opinia, încă nu am. Am început opinia, încă nu am o propoziție independentă, că îmi trebuie o frază. Surprinde. Da? Iată predicatul meu. Surprinde într-un mod interesant. Așa. Ce surprinde într-un mod? Perioada copilăriei. Bun. Perfect. Bun. Și am construit fraza. Acum, pasul 5, îmi trebuie verificare. Ce voi face? Mă voi duce și voi observa. Da? Să vedem. Am termenul regent, l-am aici. Da? Este un predicat. Observ că am, de asemenea, elementul introductiv aici. Iar cea de-a doua propoziție are ca predicat verbul surprinde, bun, un predicat verbal, și vreau să verific dacă este cu adevărat o completivă directă. Da? Bun, eu consider, ce consider, că romanul Inocenții de Ioana Pârvulescu surprinde într-un mod interesant perioada copilăriei. Da? Iată pașii, am făcut verificarea aceasta, am adresat și întrebarea ce consider, da? Foarte important, în propoziția principală să ai și subiect și predicat. Este cel mai sigur să nu greșești în momentul în care vei realiza și vei avea acolo o propoziție subordonată. Bun, mi-am construit, am verificat, am revizuiesc să văd, am exprimat o opinie despre o carte, da, mi-am ales romanul Inocenții, am regentul, un verb, o locuțiune verbală, da, am un verb, am propoziția regentă, o am, cu ajutorul ei am construit ulterior propoziția subordonată. Pașii aceștia sunt
bine de reținut, pentru că te vor ajuta să ai cu siguranță o frază corectă din toate punctele de vedere. Iată niște exerciții individuale pe care să le rezolvi acasă, urmând indiciile sau indicațiile pe care le-ai vizionat în acest filmuleț. Să scrii o informație despre vreme sub forma unei fraze, da, alcătuită, bineînțeles, din propoziție principală și propoziție subordonată completivă directă. Să alcătuiești o frază în care interjecția poftim să fie termen regent. Sau să formulezi un enunț în care propoziția așa, această propoziție oamenii mamei mele întreabă să fie regentă pentru o propoziție completivă directă. Sau să construiești o frază în care propoziția încotro ai plecat să fie propoziție completivă directă. Sunt mai multe variații pe același tip de exercițiu, atenție mare, așa cum spuneam, la pașii pe care trebuie să îi urmezi atunci când ai de realizat un asemenea exercițiu. Nu uita să recapitulezi completiva directă. Îți mulțumesc pentru atenție. Aici ai bibliografia pe care eu am folosit-o și pe care, dacă vrei, poți să o consulți pentru informații mai multe. Resursele pe care le-am utilizat sunt materialul de YouTube despre completiva directă și, bineînțeles, m-am folosit și de Microsoft 365. Îți mulțumesc și ne vedem și ne auzim la o nouă lecție de gramatică aplicată.